și am ieșit din pădure de pe piciorul câinelui Piscu, câinelui. Și uite, într-o poieniță foarte frumoasă, mi oferă și un frumos loc de belvedere al crestelor Vaiului. Aceasta este partea din creasta Vaiului. Noi ne vom îndrepta spre acea direcție. Dar ce este foarte frumos aici și am apreciat este viziunea asupra orașului Sinaia, privit de aici de jos, de unde am plecat azi dimineață. Priviți ce frumos se vede orașul Sinaia de aici, de la ieșirea de pe culme. Foarte, foarte frumos. Orașul Sinaia și Valea Prahovei în toată splendoarea ei. Mai în spate, dar puțin de tot, se văd și creste din Bucegi, dar probabil că când vom fi sus pe creastă vom admira mult mai bine. În sfârșit, ieșirea din pădure a fost un urcuș destul de accentuat. Porțiuni, spre sfârșit s-a mai domolit. Na, păi astea sunt urcușurile, ce să-i faci? Foarte urât a fost, că a fost plin de țânțari. M-am mușcat și prin pantalon, prin ciorapi, așa ceva. Început un pic să se noreze, sper să nu avem probleme. Priviți ce frumoasă această poiană. Parcă ți oferă o binecuvântare. Probabil că ocolind și acest desiș vom avea o belvedere și asupra crestei Bucegilor mult mai bine. Profit un pic că s-a norat și îmi oferă camera o viziune mai bună. Cam atât, aici este poteca de unde am venit din pădure. Se vede și marcajul. Ceva trebuie să ne orientăm. Ne anunță pe hartă că ar fi marcaje foarte slabe. Punct albastru.